Primii bani câștigați în 97, 96, 95, mai exact, 95, când noaptea distribuiam lapte în cartierul Grigorescu la oameni acasă. De la 3 dimineața, când venea mașina cu laptele, ne aducea cu căruciorul și cu casete, că încă era lapte la sticlă. Și chiar la o lună, două după ce m-am angajat, treceau la pungă, de la sticlă. Și am lucrat aproape un an, distribuiam noaptea lapte în fiecare zi. Eram student La la Politehnică, la Universitatea Tehnică, secția la Electronică și Telecomunicații. Și după ce am terminat facultatea, am lucrat la o companie de distribuție de palme laminat din Cluj. După care, nevoit de împrejurimi, am plecat în Germania, am stat o lună în Germania, am plecat după aceea în Spania și acolo am început ca orice emigrant. Nu știam limba, nu aveam acte, am lucrat în agricultură un an. Cătșun sau Mere, fructe? pere, fructe, struguri, în agricultură tot ce era de dimineața până seara, cu un stil spaniol care lucrează foarte mult. Și am început să lucrez într-o fabrică ca necalificat, după aceea ca electrician, după aceea ca electronist și la un moment dat am mers la Camera de Comerț de acolo, din Spania, și am depus un CV. Se numea Auxiliar de Componentes Electrico și se numea în continuare ACE, la care am lucrat aproape un an în Spania, după care se auzea zvonul că vor să deschidă în Europa de Est. Mai exact în Chișinău, voiau neapărat să deschidă, deja luase contact. Între timp, de la nivel de șef de secție, am ajuns la nivel de director de producție. Aveam aproape 300 de spanioli sub mână. Eram singurul român sau emigrant din fabrică și am mers la președinte și am zis că hai, cumva să facem să vină în România, nu mai era în Chișinău. Și am reușit să-i reorientez, după care următorul pas era ca dacă vine în România să vină la Cluj și eu fiind clujean putem să-i trimit nici la Bacău, nici la Piatra Neamț, nici la București. Au fost de acord, am făcut un mic studiu și așa am reușit să-i convinc să vină la Cluj. Am început în 2001, noiembrie, am început, decembrie, 6 decembrie, am început construcția fabricii și simultan am început într-o hală de închiriat construcția și cablurilor, deci am apucat de producție. Am avut 13 angajați în decembrie 2001 și încet, încet a crescut firma. În 2005, iulie, când am plecat de la ACE, aveam 1800 de angajați și o fabrică în toată regula, care funcționa bine și foarte bine, drept dovadă și astăzi funcționează foarte bine.